Citim articole, urmărim tot ce se întâmplă în lumea mondenităților, apăsăm pe butonașul de like la toate postările vedetelor și zicem: eh, vreau ca el, vreau să fiu ca ea. Doar că puțin dintre noi își dau seama și conștientizează cât efort este solicitat pentru a ajunge la un astfel de nivel, dar cu siguranță este o perioadă foarte încărcată și pentru artista care va reprezenta Republica Moldova la cel mai așteptat eveniment muzical al anului, Eurovision Song Contest, evident. Natalia Barbu este în legătură directă cu noi și mă bucur tare, tare mult să te revăd. Natalia, salutare! Salutare, salutare, Daniela, salutare, lume bună! Uite, chiar acum spuneam că multă lume vrea să urce pe scena mare, multă lume vrea să trăiască în lumina reflectoarelor, dar e destul de complicat să faci față unui astfel de ritm al vieții. Tu ce faci în această perioadă? Mai treci pe acasă în general? Da, suntem acum pe drumuri, să zic așa. Suntem în perioada turneului de promovare. Am fost în Spania, acum urmează să plecăm în Londra, în Amsterdam. E o perioadă, da, interesantă. Hai să vorbim un pic mai mult despre primul eveniment, de fapt, organizat de fanii Eurovision, care s-a desfășurat la Madrid. Acolo ai fost întâmpinată cu aplauze. Lumea cânta, apropo, piesa Fight, cu care ai participat la Eurovision în anul 2007, dar ai cântat ambele piese. Vreau să-mi spui cum te-ai simțit, cum a fost primirea asta, pentru că noi am văzut că a fost foarte călduroasă. Să știi că am fost una dintre puținele, dacă nu chiar unica artistă care a cântat două piese în acest concert, pentru că ei au fost cei care m-au rugat să cânt și piesa Fight, pentru că o iubesc foarte mult. Dar vreau să zic că reacția cea mai bună a fost la piesa In the Middle. Pentru că neașteptat a fost, nu că neașteptat, cumva așteptam, dar acest motiv al piesei și cu palmele. Deci toți de la primul până la ultimul spectator cântau și făceau aceste mișcări, deci aceste, să zic, bătăi de palme, și a fost un moment magic, efectiv magic, și reacția, zic, repet, reacția la piesa nouă, la piesa pe care o voi cânta în acest an la Eurovision, a fost mult peste așteptările mele și mult peste Fight, inclusiv, pe care lumea o cunoaște. Iar asta înseamnă că lumea abia așteaptă data de 7 mai ca să te vadă pe scena de la Malmö. Dacă e să facem referire și la ceilalți concurenți, la participanții care au fost cu tine și la Madrid, pentru că au mai fost 25 de țări prezente la evenimentul respectiv, ai reușit să interacționezi cu ei? Sunt și ei pregătiți? Au emoții? Am reușit să interacționez cu o mare parte din ei. Am găsit așa o conexiune cu artistul din Germania, pentru că și el la rândul lui scrie muzică, e muzician, este artist. Știi cum, muzicianul la muzician trage, știi? Exact. Și s-a legat așa o prietenie frumoasă. Mai ales că are și el, piesa lui este foarte frumoasă. Mie personal îmi place foarte mult, cred că dacă nu cel mai mult. În afară de piesa mea. Evident. Dar și celelalte au foarte mult ritm, au foarte multă, cum să zic, gălăgie, majoritatea din ele. Și piesa noastră e cumva foarte, cum spun și ei, unique, este unică cumva și se deosebește din tot ce e acolo. Și asta, eu zic că e o chestie bună. Eurovision reprezintă un spectru muzical foarte amplu și, într-adevăr, în prima semifinală, în cea în care vei urca și tu pe scenă, cu numărul 11, ca să reamintim și celor de acasă, e foarte diferită piesa In the Middle și, cumva, în mod cert, o să rămână întipărită în mintea tuturor. Știi ce vreau să-mi spui? Dacă te-au întrebat jurnaliștii de acolo câte ceva, mai ales că numărul 11 este unul foarte interesant în acest an. Tu ești exact între Finlanda și Suedia și marea bătălie de anul trecut s-a dus exact între aceste două țări. Da, eu cred că și numerele au cumva o putere și o semnificație. Numărul 11 este un număr puternic, energetic,
Și zic eu că e cu noroc, cu Doamne ajută. Între ce țări cântă, nu știu, contează, pentru că, da, zic, piesa noastră o să iasă, sper eu, în evidență, pentru că e diferită inclusiv și de Finlanda și de Suedia. Și marele avantaj este că nu suntem chiar la început. Suntem mai spre sfârșitul semifinalei, adică numărul 11. Nu suntem nici chiar ultimii, nici în prima parte și atunci oamenii sper eu să ne ținem mai bine minte. Când urmează să mergi în Marea Britanie și ulterior la Amsterdam? Marea Britanie plecăm în acest weekend. Inclusiv o să mergem și la concertul ABBA, de care ei sunt foarte mândri și fac acest concert cu hologramele, dar în concert am înțeles că e cu totul deosebit. Și celălalt weekend, adică următoarea săptămână, mergem la Amsterdam. Foarte drăguț. Acum eu trebuie să te întreb și în calitate de fană Eurovision Song Contest, cum decurg pregătirile? Păi, pregătirile merg și bine și mai greu pe alocuri. La fel, toți suntem la capitolul finanțe destul de complicat, pentru că în acest an eu, ca Natalia Barbu, nu prea am fost susținută până acum, zic, financiar, dar ideea este că eu sunt deja cumva liniștită, pentru că povestea pe care o să o creăm în jurul nostru pe această scenă, eu deja știu cam cum o să arate, aproximativ. Lucrăm cu o echipă de aici din România, care ne face această animație, proiecție video, care îmbracă cumva piesa și pe mine într-un mod cu totul și cu totul spectaculos. Deci asta, mai ales pe așa o scenă mare, cum este acolo, este ceva din viitor, să zic, această scenă din Malmö. Și mă bucur că am pus acest accent și lucrăm foarte mult în afară de mine și prezența mea, energia mea și vioara mea. O să fie totuși această poveste, această istorie, această imagine care o să aducă un mare, mare plus acestui show. Este adevărat că In the Middle vine cu două povești sincronizate în mod perfect. Este un mesaj în care se vor regăsi foarte mulți fani Eurovision și este și povestea grafică care va îmbrăca, cum ziceai și tu, această poveste. Cei de acasă o să rămână surprinși, de fapt toată lumea, dar detalii nu le oferim. Hai să-i lăsăm un pic în suspans. La Chișinău, când te vedem, pe data de 18, sigur ești acasă, pentru că o să avem și o conferință de presă, dar până atunci reușești să mai vii pe aici? Până atunci vezi că, uite, se întâmplă că suntem plecați cam câteva zile acasă, da, și după aia iar cu concertele. O să fiu atunci, exact în perioada, cum spui tu, pe 18, având și această conferință de presă importantă. Și tot în acea perioadă avem și o tombolă și un concert, la fel, foarte important, la Port Mall. Deci noi te așteptăm acasă, să știi, dar îmi place foarte mult că te văd cu zâmbetul pe buze, iar asta înseamnă că In the Middle rezonează într-adevăr cu sufletul tău. Eu îți doresc mult succes, ne vedem deja când ajungi acasă și suntem cu ochii pe tine. Mulțumesc din suflet, țineți pumnii. Ținem pumnii, să știi că noi pe bune ținem pumnii, de fapt toată Europa ține pumnii. Alături de noi a fost Natalia Barbu, cea care va reuși să reprezinte cu demnitate și cu mândrie țara noastră la Eurovision Song Contest. Ea va urca pe scenă pe data de 7 mai la Malmö. Numărul care îi va purta noroc cu siguranță este 11, cea de-a doua semifinală se va desfășura pe data de 9 mai, iar marea finală va fi pe 11 mai, atunci când vom afla împreună cine va deveni câștigătorul ediției cu numărul 68 a evenimentului Eurovision Song Contest.